votarea anului 2018 în România, fraii de Deman au dat o nouă lovitură. Fracii Pavle din Bacu, cei care de în gigantul de bricolaj de Deman au dat o nouă lovitură pe piața din România. Situai pe locul al doilea în topul celor mai bogai români, după fostul tenismen Ion Iriac, fraii Dragoi Adrian Pavle au bifat o nouă reuită de senzație. Acum totul este oficial.